ce vine din China, prin care noi putem să învățăm să manageriem energiile, să le simțim și să devenim maestri ai energiilor. Aș vrea să vă spun că în ziua de astăzi nu mai este niciun dubiu că nu suntem numai ființe care purtăm un corp fizic. Am auzit în altă parte, nu mai știu unde, că la naștere, ca suflete, mi se dă un corp, dar nu se dă și manualul de utilizare. Și ca ființe, suntem ființe multidimensionale, nu avem numai corp fizic, iar corpul energetic, bănuiesc că știți că știința a avansat foarte mult și sunt aparate care fac diagnosticări, chiar și tratamente, pe corpurile energetice. Meridianele, centrii de energie pot fi evidențiați și chiar tratați. Cu aceste aparate se pot pune în avans diagnostice, deoarece, dacă nu știați, aflați acum, bolile în general apar mai întâi în corpul energetic. Și în timp, dacă nu facem nimic ca acele blocaje care apar în corpul energetic, să le facem să dispară și energia să circule liber, se somatizează și aflăm că suntem bolnavi de-abia în momentul când boala este în fizic. Și de ce suntem aici? Suntem aici să vă aducem o unealtă prin care dumneavoastră puteți să lucrați cu această parte a ființei, cu partea energetică, care pentru sceptici v-am spus, există dovezi că această parte de energie a ființei umane este o realitate. După cum vă spuneam, ce înseamnă energie Qigong, înseamnă maestrie. Este o definiție foarte scurtă. Dar Qigong-ul, după cum ați văzut, este o artă. Este arta de a trăi. Implică mult mai multe lucruri, în afară de aceste exerciții tehnici pe care le avem. Este un stil de viață. Se spune că în Qigong poți să practici cât de mult vrei. Dacă nu ai moralitate, nu poți să avansezi în practică. De aceea, o să încerc să-mi aleg cuvintele cât să vă transmit din experiența mea personală de 15 ani și să vă inspir. Poate împreună vom putea demara ceva în Târgoviște, deoarece văd că există anumite solicitări în acest sens. Despre Qigong, cum? Țin să vă spun că în lume există foarte, foarte multe stiluri de Qigong, cred că peste 3000. Avem, să vă spun, norocul și șansa ca în România să avem un maestru de Qigong ce vine din China și care s-a stabilit aici. A venit acum 22 de ani la invitația, cred că, ceva federație de sport sau de arte marțiale să țină anumite conferințe și pentru că exista cerere, a rămas aici. Și dumnealui a înființat această federație, școală de Qigong, ce se numește Qigong Kung, și o să vă explic ce înseamnă, și Federația Națională de Qigong. Dumnealui ține cursuri numai în țară, ci și a mers și peste granițele României, în diverse țări din Europa, chiar și din America. Ce înseamnă Qigong Kung? Maestrul se numește Lin Kaiting și este stilul de Qigong al maestrului Lin. Asta înseamnă Qigong Kung. Și mai are o semnificație. Qilin, în mitologia chineză, este un animal fantastic. Acest animal fantastic împrumută elemente de la mai multe animale. Are cap de dragon, are corp de tigru și coadă de leu, cred că solți de pește, copite de taur. Și care este semnificația? Precum acest animal care împrumută părți ale corpului de la alte animale, dar nu numai, împrumută înțelepciune de la fiecare animal în parte, așa și practicantul de Qigong Kung învață de la tot și de la toate. Este deschis de a învăța de la oricine. Și acest Qilin este un simbol al prosperității și al înțelepciunii, de asemenea. Cam asta înseamnă Qigong Kung și școala Qigong Kung. Despre master, l-ați văzut în filmuleț, se numește Lin Kaiting. Vine din China și a studiat din copilărie artele marțiale chinezești, Wushu, și nu numai. A studiat și cele 5 stiluri
de Qigong, cele mai importante stiluri de Qigong, Qigongul medical, Qigongul artelor marțiale, Qigongul confucianist, budist și taoist. Și după ce le-a studiat și aprofundat, a luat din fiecare esența și a făcut acest stil Qilin Kung, care are niște caracteristici. Bănuiesc că știți, dacă nu știți, vă spun că Qigongul pe vremuri era practicat în China doar în cercuri restrânse, tehnicile erau secrete, dar astăzi, după cum vedeți, există o invazie și lucrurile vin și către vest, nu mai este atât de mult ținut secret și oamenii au acces la aceste tehnici pentru a se dezvolta. Pentru această tehnică nu mai e nevoie să te retragi, cum era pe vremuri. Se retrăgeau în temple, știți, existau templele cu călugări și au unexte și astăzi. Avem tehnici care le putem practica 24 de ore din 24 de ore, indiferent ce activitate avem. Aceasta este o caracteristică a acestei tehnici, Qigong, că putem să ne dezvoltăm, să ne cultivăm viața în fiecare moment. Bineînțeles, avem tehnici pe care le practicăm în grup și acestea au importanța lor. Vreau să vă spun că practica în grup este foarte importantă. În grup, energia crește exponențial. În China, ei fac practică în grup și cu 30.000 de oameni. Și la aceste întâlniri, să știți că apar vindecări spontane. Sunt oameni care vin în scaun cu rotile și după această practică în grup în care energia crește foarte mult, ei pleacă fără scaunul cu rotile. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că sunt convinsă că cei care care au mai auzit de Qigong sau poate că au diverse unelte în tolba lor pentru a se dezvolta personal, practică singur, poate în grup. Aș vrea să conștientizați importanța grupului, în afară de practica personală, individuală, este important să ne întâlnim și în grupuri pentru a beneficia de energia de grup, care e mult mai puternică decât ceea ce putem noi genera ca individ. Bineînțeles, practica anume presupune mai multe lucruri. Atunci când te retragi, provocările sunt mai puține, pentru că nu prea are cine să te provoace. Dar în lume, vedeți, de la poluarea mediului, care poate fi o provocare, până la prieteni și rude, toți ne pot încerca. Și prin Qigong, ce facem? Învățăm să ne curățăm corpul și emoțiile cât să putem face față în armonie. Că de fapt, Qigong-ul ne ajută să ne recăpătăm armonia interioară și să putem fi în armonie cu toți cei din jurul nostru. Cam asta despre Qilin Kung. Există în Qigong, nu numai în stilul Qilin Kung, mai multe tehnici. Avem tehnici statice, tehnici dinamice, forme meditative și ce implică? Implică cele care sunt dinamice, bineînțeles, anumite posturi și mișcări ale corpului, acestea fiind coordonate cu două elemente, cu respirația și cu o anumită activitate mentală. În Qigong există două principii care sunt foarte importante și care pot fi aplicate în toate aspectele vieții. Faptul că avem putere mentală și că este foarte important să o folosim. De ce? Acolo unde ne este atenția și unde ne este mintea, acolo vine energia. Și acum gândiți-vă singuri, dacă avem o minte împrăștiată, cu foarte, foarte multe gânduri pe minut, acolo se duce și energia noastră. Și ca atare vom fi obosiți, vom fi devitalizați, în timp ne putem îmbolnăvi. Și ce putem face prin Qigong? Qigongul ne ajută să învățăm să centrăm mintea, să o aducem într-un singur punct și să o folosim ca unaltă. Nu să ne conducă mintea pe noi și noi să folosim mintea pentru a ne dezvolta ca ființe. Deci acestea sunt cele două principii importante de Qigong. Că avem putere mentală și că energia, Qi-ul, urmează mintea. De aceea, prin Qigong, în acele exerciții în care noi avem, prin respirație,
și activitatea mentală, anumite intenții, ducem cu mintea energie. Acum să vă spun despre energie. Poate unii oameni nici nu s-au gândit la acest aspect al ființei noastre. Unii au auzit, unii chiar o simt. Dar să vă spun că, indiferent în ce situație ne găsim, că o simțim sau nu o simțim, energia urmează minte. Și pentru a ajunge să simțim această energie, este nevoie de practică. Deci chiar dacă nu avem încă instrumentul de a simți energia, în timp, această simțire va veni. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți dispuși și deschiși să încercăm împreună anumite exerciții în această seară, ca să experimentați un pic din stilul Chilling Kung. Da. Da, da. Da, am venit. Ne dorim. Da. Haideți să începem. O să vă arăt și o să facem împreună. O să colectăm puțină energie. Există mai multe moduri de a colecta. Noi o să colectăm cu ajutorul palmei. O să vă dau anumite explicații. În corp știți că există anumiți centri de energie și unii dintre ei sunt chiar depozite. În tradiția chineză, aceste depozite se numesc Tan Tien. Este locul unde noi acumulăm Tan. Ce este Tanul? Tanul este o energie foarte, foarte rafinată, care prin practică, maestrii de Qigong, o dezvoltă și o depozitează în aceste depozite. De aceea, în preajma lor, se întâmplă miracole, pentru că ei au aceste centre cu energie atât de puternică, încât când ajungi în preajma unui maestru și în tine, acea energie poate să înceapă să circule și, bineînțeles, apar vindecări spontane și diverse fenomene care se numesc fenomene Qigong. Cel mai important și depozitul de energie al organismului este Xia Tan Tien, se numește, Tan Tienul inferior, care se află la 3 degete sub ombilic. Avem și un Tan Tien la nivelul pieptului și unul la nivelul frunții. Noi vom colecta în această seară energie în Xia Tan Tien cu ajutorul palmei. O să facem niște rotații cu ajutorul palmei. Doamnele, veți urma sensul de rotație al meu, iar domnii veți face în sens invers. Și haideți să ne ridicăm în picioare. Și cum? Avem anumite bateri. Avem niște puncte speciale. Știți? În medicina tradițională chineză există un sistem de meridiane prin care energia circulă și aceste meridiane hrănesc organele interne. Atâta vreme cât noi menținem, printr-o disciplină, curgerea liberă prin meridiane energiei, vom fi sănătoși. Când această energie stagnează, v-am spus, e posibil să stagneze, să nu fim din prima conștienți, în timp se somatizează, apare starea de boală și durerea. Deci să știți că acolo unde aveți dureri, există un blocaj. Și cum putem interveni? Intervenim pentru a debloca. Dacă aveți în orice zonă a corpului durere, puteți să dați niște bateri, cum o să vă arăt eu acum, stând doar cu atenția pe zona respectivă, până când durerea dispare. Și în felul acesta dați drumul la energie să circule. Noi, în seara aceasta, o să mergem pe puncte speciale, pentru că asta cu durerea faceți acasă. Dar dacă dați doar aceste puncte speciale, aceste bateri, țineți energia curcând prin meridiane. Există o tehnică de batere a corpului din cap până în picioare. Făcând această tehnică, se numește tehnica cămășii de fier. Există maestri care au practicat zi de zi și au ajuns la Kung Fu, Kung Fu înseamnă maestrie, încât, dacă un tractor sau un buldozer îi calcă, corpul lor nu pățește nimic. Și haideți să experimentăm împreună și aceste bateri. O să începem cu anumite puncte care sunt în zona capului. Aceste bateri se dau așa cu pumnii ușor strânși, nu încordați, în rând de 3. Deci ritmul este 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aceste două puncte sunt în zona osului occipital și sunt singurele puncte care nu se bat foarte tare. Deoarece cheia în aceste exerciții
este treptat, treptat, din ce în ce mai tare. Deci ca să avem efect, este necesar ca aceste bate, pe măsură ce corpul se întărește și suportat, să fie date cu fermitate. Nu cu întârjeală, nu cu inima deschisă, dar ferm. Și haideți să experimentăm. O să vă rog să vă ridicați în picioare și să batem aceste puncte occipitale. Eu să mă întorc un pic cu spatele. Ca activitate mentală, este necesar să simțiți punctele și să încercați să nu lăsați mintea să fugă și să simțiți baterile. Începem. 1, 2, 3. Făcând, să zicem, jogging, e ok. Prin efortul depus, capilarele se deschid, sângele circulă și e posibil să îndepărtăm anumite probleme din zona respectivă. Dar avem o alternativă. Imaginați-vă ca, să zicem, prin meditație sau prin relaxare, noi să deschidem acele capilare și să avem un aflux foarte mare de sânge și de energie care să vindece zona respectivă, fără acel efort depus prin alergare. Și asta v-am făcut comparația ca să înțelegeți ce înseamnă sportul cu consum de energie și qigong-ul cu acumulare de energie. În continuare, sunt legate aici cu cai, da? Cu 6-8 cai și ei nu pot fi mișcați din loc. Pentru că dezvoltă așa o mare putere în picioare și o conexiune cu pământul încât nu pot fi urniți. Acest exercițiu, o să vă arăt poziția mambu, deci vom depărta, acum o să ne luăm distanța. O să depărtăm cu vârfurile la 45 de grade, apoi călcâiele la 45 de grade și vom pune tălpile paralele. Cam aceasta este distanța pentru mambu în poziție mai înaltă. Și ce facem? Ne vom lăsa ca pe scaun. Deci, practic, aceasta e poziția mambu. Încercăm să avem genunchii depărtați, să fie cumva pe aceeași linie cu vârful piciorului. Spatele drept și stăm ca pe scaun, cu bazinul nici pe spate, nici în față, ca și cum avem aici un scaun și stăm. În această poziție, ce o să facem? Inspirăm și inspirăm prin toți porii corpului până în sia tantien, până în depozit. Și când expirăm, o să expirăm din sia tantien, prin braț, prin centrul palmei, aici avem un punct, se numește Laocoon, vom expira făcând un sunet. Și o să vă arăt îndată. Acest sunet este nazal și încercăm să nu-l facem nici din burtă, nici din gât, ci din spatele nasului. O să vă demonstreze două ori și apoi să încercăm împreună. Deci inspirăm. Brațele și vom îndrepta genunchii. Acesta este exercițiu, este foarte simplu. Sunt foarte multe efecte care se produc în organism cu acest sunet, din faptul că dăm, exprimăm energia prin braț. Dar haideți să simțiți, că asta e cel mai important, să simțiți. Asta putem să-l practicăm de 108 ori și să menținem poziția. Da. Prin practică, să știți că totul este posibil și ați văzut în qigong, cel mai important este activitatea mentală și să credem că lucrurile sunt posibile. Doar schimbând în interior că e posibil, în timp putem obține ceea ce credem. Nu știu cât este ceasul. Și cât timp? Și un sfert. 8 un sfert. Ok. Am putea să facem demonstrația de vreo carte. Există un exercițiu, ați văzut, am făcut exerciții care sunt așa separate, de sine stătătoare, tehnici, să zic, fără curgere. Există în qigong anumite tehnici care au curgere, în engleză, au flow. Și aș vrea să vă arăt brocardul în 8 secțiuni. Este un exercițiu pe care îl prețuiesc foarte mult. Brocardul în China, pe vremuri, costa mai mult decât aurul. Și de aceea se numește brocard, nu datorită materialului, și pentru că e neprețuit.
Pe vremuri era secret, se practica doar în cercuri restrânse la curtea, doar regii și doar cei cu rang aveau acces. Astăzi deja este pentru toată lumea. Și o să vă rog, ca să intrați așa în această curgere, o să vă arăt o poziție, se numește începând de receptivitate. În momentul când, dacă o să ajungeți la cursul maestrului, când se fac meditații, există o poziție pe scaun, o să stați pe prima treime a scaunului, dacă puteți, cu spatele drept, fără să stați rezemați, și cu palmele precoase, în sus, cu picioarele depărtate. Pentru că în acest fel, dacă o să stați cu atenția în palme, o să puteți simți mai ușor ciul. O să încercați să vă focusați atenția la nivelul palmelor.